cum ai gândit personajul ăsta? Cine e, de fapt, ea? Am căutat, în primul rând, foarte mult despre... E bolnavă psihic, un pic, un început de... am încercat să fiu foarte subtilă, n-am vrut să depășesc limita. Am uitat la foarte multe clipulețe cu oameni care au schizofrenie, dublă personalitate. Am încercat să o aduc spre mine puțin, să iau și ceva din mine pentru personaj. M-am dus în locul unde nu m-am mai dus până acum. A fost greu, dar asta mi-a plăcut cel mai mult, că a fost greu, a trebuit să îmi trec limitele. Nu am studiat în oglindă, pur și simplu mă gândeam la ce poate să simtă fata asta și ieșea pur și simplu, nu încercam să fac ceva. Pur și simplu mă gândeam, eram acolo și efectiv așa a ieșit Irina. Am mai jucat, dar de mult, aveam 16 ani, în cea mai fericită fată din lume. Și mi-era dor, mi-era foarte dor să filmez și a fost pentru mine, abia așteptam să încep filmările și să mă duceam chiar și când nu aveam eu de filmat, doar ca să fiu pe acolo și să văd ce se întâmplă și să mai fur așa de la alții. Și cum ai lucrat cu Geamie? M-am înțeles foarte bine, știu să-mi explice exact ce vrea de la mine. Dacă nu... Am nevoie de chestia asta, să-mi spun exact ce vrea ca să pot să mă duc acolo. Și m-a lăsat și să descoper eu unele chestii și m-am simțit foarte bine la filmări. Cu lentilele a fost o mică problemă. Inițial am fost foarte entuziasmată. Mi-a spus că o să am lentile de contact negre și eram, yes, da, da, da. După care am văzut lentilele și erau foarte curbate și m-am panicat un pic și s-au chinuit mulți oameni să-mi pună lentilele. Dar până la urmă am reușit.